Bună seara! Așa. Tema pentru acasă. Tema pentru acasă. Casa a patra. Am o problemă foarte, un exemplu foarte frumos. N-am terminat problema de data trecută. Aia B-ul n-am terminat. N-am făcut-o de B. Poate ar fi bine să ne întoarcem la aici până să facem da, programul. Da. Da, deci vă zic problema de azi trecută, da? Da. Deci într-o fermă sunt, noi am compus altele. Da. Deci într-o fermă sunt găini și iepuri, în total 400 de picioare. Așa. Deci găini și iepuri. În total 400 de 400 picioare. Dacă un sfert din numărul găinilor este... Am dat drum la camera, da? Da. Da. Dacă un sfert din numărul găinilor este egal cu jumătate din numărul iepurilor, să se deci, un sfert, o pătrime, așa. Da. Un sfert o pătrime, din numărul găinilor. Găini egal cu o doime iepuri. Da. Să se afle. A, punctul a care l-am rezolvat la trecută. Cât da. Iepuri și câte găini sunt. Amin. Să se afle. Găini egal câte sunt, iepuri cât sunt. Și la BMI, dacă o găină costă 10 lei. Deci, găina 10 lei pe o găină. Da, și un iepure 12 lei. 12 lei. Dar fermierul vinde 30 de animale, ni se spune că sunt 30. El vinde, în total, 30 vinde. Da. Câți iepuri și, cât găine, și câte găini au mai rămas în fermă? Câte animale mai rămân în fermă? Da. Obține pe ele 322 de lei, nu v-am așa, zis. Obține. Obține 322 de lei. 322 de lei. Da? Obține 322 de lei. Da, obține 322 de lei. Câte găini și câți iepuri au mai rămas? Da. Găini câte sunt, iepuri, așa, au rămas. Da, dar eu nu am făcut 30 de capete, ia brunele, după ce le-am vândut. Am ținut cont de 30? Nu cred că am ținut cont. Acum o să încerc să gândim problema. Cu multă grijă și te rog, Daria, să mă sprijine, ai șansa seara asta, fiind numai eu și cu tine, mama nu este aici, numai eu și cu tine, să încercăm să elaborăm raționamente frumoase. Iată ce îți propun. Hai să plecăm la ce probleme care dădeam noi. Noi dădeam în problemele noastre numărul de capete. Da? În total sunt atâtea capete. Și mai dădeam numărul de picioare. Întrebam câte găini și câte câți iepuri sunt. Concret, să facem una de problemele noastre, da? Deci, în curtea unui gospodar, sunt găini și iepuri. Total, 17 capete. Da, total, 17 capete. Iar picioare, spune-mi tu ce număr se dau la picioare, între cine și cine, de picioare, 600. Dar... Bine. 600 picioare. Acum, te rog să începem problema. Păi... Câți iepuri și câte picioare, câți iepuri și câte găini sunt în curtea gospodară? Păi ne imaginăm că toți ar fi iepuri. Deci dacă toate cele 17 capete. Deci, rezolvare, da? Da. Presupunem că... Toți sunt iepuri. Da, toate animalele, sau, da? Toate capetele... Iepuri. Sunt iepuri. E, și atunci facem 17 ori 4. Și atunci o să facem 17 ori 4. Și
7 ori 4, 28. Da. 8 scriem, 2 reținem și ne dă 68. Da? 68 picioare, da? Și tu cât ai dat? 600 și 9. Și bine? Deci numărul de picioare cât puteai să-l dai maxim? Puteam să-l dau sub 60. Neapărat sub 68. 8. Nu 600, vezi? Nu se dau la întâmplare. Și noi am făcut de greșițiuni pe chestia asta, dar ai uitat. Deci, nu dăm la numeri la picioare, nu la întâmplare, când ci... Când ai capete, când ai capete. Da? Deci știm sigur că sunt 17 capete. 60 ori 4, 68. Așa. Deci, să schimbăm numărul de capete cu 60 de capete. De picioare. Deci, în loc de... 600. Cât se spune? Ștergeți un 6 și pune 60. 60, un 0, da? Da. 60 de picioare. Acum problema se încadrează. Da. Și facem 68 minus 60. Deci vedem că noi avem numai 60 de picioare. Da. Aici au apărut mai multe picioare. Da? Deci de aceea vedem surplusul. Da. Și facem ce? Diferența, da? 60 diferența. 60. Diferența la picioare. Și ne dă 8. 68 minus 60. 8. Și facem 8 împărțit la 2. Dar de ce la 2? Pentru că facem 4 minus 2, adică numărul de picioare al iepurelui. Deci diferența de picioare de la găină la iepure înseamnă 2 picioare, da? Da. Și, deci 4 minus 2 egal cu 2. Da. Și acesta este 2-ul care mă interesează și să văd acum cât... Câte echipe de 2 voi putea forma? Și facem adică 8 împărțit la 2, care ne dă 4 echipe de 4 găini. 4? Găini. Găini, da. Tu zici că sunt 4 găini. 4 găini. Și atunci facem... Și iepuri cât ar trebui să fie? 17 minus 4. Deci facem 17 minus 4. Care ne dă 9 și... 17 minus 4? 17. Da? Minus 4 da, egal 13, cu 13. Da? 13? 13 iepă, da? 13 iepă, da. Și atunci, iată că facem proba. Da. Să vedem. Și facem 4 ori 2. 4 ori 2. Plus 13 ori 4. Și va fi egal cu 8. Plus 4 ori 3. 12, 2 scriem, 1 reținem, plus 52 și va fi egal cu 60. Egal cu 60. 60. Este o problemă clasică pe care noi am făcut-o, însă aici am indicat picioarele, vedeți picioarele în total, și am indicat capetele exact. Dar dacă aș fi spus să zic așa. Numărul iepurilor este jumătate din numărul sau numărul găinilor este dublul, da? Decât numărul iepurilor. Atunci am face prețelul? Deci nu mai dau capete. Deci sterg capete, dau o relație între capete. Aici este șmecheria. Deci nu dau capete, nu spun 17 capete, ci dau o legătură între capete. Și spun așa, că numărul găinilor este dublul numărului iepurilor. Atunci am putea să facem prețelment, pentru că am avea desenul. Deci, facem în felul următor. Prima dată facem iepurii, pentru că iepurii, da. Și îi facem un segment. Da. Apoi facem găinile, care sunt cele mai multe, și facem două segmente de ale iepurilor. Așa. Și... Toate acestea... Deci este momentul, pentru prima dată când formulăm problema, în ce variantă? În varianta aceea de a nu mai indica exact numărul de capete. Da.
ci dăm o legătură între animale. Și spunem așa, că numărul iepurilor este jumătate din numărul găinilor. Sau găinii sunt dublu decât numărul iepurilor. Da. Și știm că împreună sunt 60 de picioare. Și împreună 60 de picioare, sigur că da. Și fiind 3 segmente egale, am putea face 60 împărțit la 3, pentru că sunt 3 segmente egale. Dar nu sunt egale. Stai, de ce te-ai gândit tu că sunt 3 segmente egale? Pentru că un segment al iepurilor este două segmente ale găinilor. Am înțeles, așa. Și de ce dați în pas pe cine la 3? Dacă ți-aș fi indicat numărul de capete, ai fi împărțit la 3. Dar eu nu-ți indic numărul de capete, ci îți indic numărul de picioare. Aici e problema, foarte tare. Deci nu-ți indic numărul. Deci am făcut, observ că am părăsit problema noastră clasică, când indicam precis numărul de capete și tu te știai să te duci, era o problemă simplă, ai făcut-o. Acum îți dau o legătură între picioare, între o legătură între iepuri și găini, spunându-ți doar atât, că iepurii sunt jumătate din numărul găinilor. Atunci putem transforma găinile în iepuri. Deci găinile în iepuri. Și dacă am transformat, am avea un segment de iepure, este egal cu un segment de găină. Nu știu cum să spun, adică un segment de iepure. Dacă transformăm găinile în iepuri, ar fi două segmente. Nu uita decât, nu uita un lucru. Tot timpul avem control la picioare. Deci faptul că avem aici total 60 de picioare, încercăm și noi, pentru început, să vedem cu două numere, să fixăm iepuri. Să zicem iepuri sunt 5 iepuri. 5? Da, 5 iepuri. Mergem cu un număr. Okay. 5 iepuri. Facem 5 în 4. Dar găini cât trebuie să fie obligatoriu dacă sunt duble? Eu am zis 5 iepuri? Trebuie să fie 10. 10? A, prin încercări. Deci încercăm așa să vedem vreo deci, legătură. 5 iepuri și 10 și găini. 10 găini și asta rezultă că facem... Deci o situație, cazul 1, da? Da. Cazul 1, 3. Și facem 5 ori 4 da. Plus 10 ori 5 ori 4 2, egal 20. 20. Plus 20. Picioare. Picioare de iepure. Și apoi facem 10 ori 2. Care tot 20 picioare de găină. Picioare găină. Total? 40. Total 40. 40 e bun cazul ăsta? Nu este bun, dar ne apropiem. Deci nu suntem tentați. Da. Ce observăm că numărul de picioare de la găini e egal cu numărul de picioare de la iepuri. În aranjarea asta, da? Să vedem într-o altă aranjare, un alt caz. Facem 10 iepuri. 10 iepuri. Deci modul 2. Da. 10 iepuri și 20 de găini. Și 20, obligatoriu 20 de găini, nu? Da. 20 găini. Și facem 10 ori 4, care da. Ne dă 40. 10 ori 4. 40 picioare iepuri. Da. Și apoi facem 20 ori 2, care ne dă 80 picioare. 40. 40. Din nou 40 aceeași număr de picioare. 40 picioare. Picioare de găină. Și dacă le adunăm, ne-ar da 80 și este mult prea mult. Iepure. Și aici găini, da? Observăm, din nou același număr, dar totalul, este total 80 picioare. Și nu este
foarte bun. Nu este bine. Așa că ne ducem, putem să facem 7 iepuri. Cazul 3. Da, deci, da, cazul 3. 7 iepuri. Da. Și 14 găini. Și 14 găini, obligatoriu, ca să-i da. La totul. Și facem 7 ori 4, 28. 7 ori 4. De picioarele iepure. 28. Și apoi facem 14 ori 2, adică tot 28, picioare de găină și... Picioare aici iepure. Și facem 20... iepure, acum să iepure. Apoi facem 14 ori 2. Da. Și ne va da 28 de picioare tot de găină. Tot 28, foarte tare, că tot 28. Da. Și asta însemna că facem 28 plus 28, care ne-ar da 56 da. De picioare și din nou este prea puțin, dar ne apropiem foarte, foarte mult. Din nou prea puțin. Dar ne apropiem destul de mult. Atunci ești tentată să iei în cazul următor? 8. 8, da. Da? Deci da. Facem 8 iepuri. Cazul? 4. 2. 4, da. 4, da. 8 iepuri. 8 iepuri. Și 16 găini. 16 găini. Și facem... 8 ori 4. 8 32. Ori 4, da, 32 de picioare de iepure. Da, și 16 ori 2, tot 32 de picioare de găină. Și atunci suma? Și atunci suma lor ar fi 64. 64. Total. Deci nu este bun. Ceva nu e în regulă. Da. Înseamnă că acum am depășit, nu? Da. Și totuși, și mers, da. Mai înainte nu ajunsesem la numărul de picioare. Dar totală, eram foarte aproape. Toată, și... Total era 56. Da. Era, da. Și când luăm 8, deja e 64 și nu este bun. Nu este bine. Deci autorul trebuie să schimbi numărul de picioare. Da. Ori a 56, ori a 64? Să ia 64. Deci 56 sau 64, pentru că altfel trecem pe lângă problemă. Noi nu putem lua 7 iepuri și jumătate. Da. Da? Dar hai să facem observația asta. Ce mă încântă pe mine este faptul că de fiecare dată numărul de picioare este același. Da. Adică numărul de picioare care vine de la găini este egal cu numărul de picioare care vine de la iepuri, deși găinile au două picioare, dar sunt de două ori în plus, vezi? Și fiind de două ori în plus, egalează pe numărul picioarelor de la iepuri. Iepurii sunt mai puțini, sunt la jumătate, dar au patru picioare. Deci de aceea tot timpul numărul de picioarelor în fiecare din cazuri este același. Acest lucru, fii atent, este spectaculos. Înseamnă că noi o să încercăm picioarele toate să le dăm în două. 30 și 30, nu? Da. Și acum 30-ul acela trebuie să-l împărțim la 4. Care... Să găsesc numărul iepurilor. Da? Și nu se împarte 30 la 4. Da, și atunci deja nu dăm seama. Și de aceea problema a fost cu 60 de picioare dată greșit. Ce vom face? Putem să facem 64. Deci luăm 64. Da. Problema, reformulăm. Deci reformulăm problema. Da. Cum o reformulăm? Spunem, numărul picioarelor este 64, da? Da, deci găin plus iepuri. Da. Picioarele găinilor și este egal cu 64 de picioare, da. Și facem un segment de... Așa. Așa. Iepuri și... și acum luăm, de exemplu, 6 iepuri. Dar noi deja știm numărul. Fii atentă, mai vine în minte o chestie. După observația asta care am văzut-o noi, că picioarele sunt tot timpul aceleași, dacă ăsta este segmentul care reprezintă iepurii, hai să mulțim cu 4 ca să vedem câte picioare ne vor da. Dacă ăsta este așa, ori 4, ia să facem chestia asta, că mi se pare spectaculos de interesant. Da? Deci să gândim în felul următor. Deci...
facem. Cum am spus, deci. Iată, ăsta este segmentul care înghite iepurii. Și segmentul care înghite găinile. Găinile am să-l fac după, deci încă dublu, nu? 1, 2. Da. Iar pentru a vedea câte picioare am de la iepuri, atenție, acum este momentul cel mai frumos, pentru a vedea câte picioare am de la iepuri, înseamnă că iau numărul lor acesta și îl amplific de câte ori duc? De 4 ori. 1, 2, 3, 4. Ăsta este numărul de picioare. Iar pentru a vedea numărul de picioare la găini, cum ăsta era segmentul de la găini, îl iau încă o dată, că la găini se dublează. Iată, spectacol este. Sesizăm că lungimea segmentului care indică numărul de picioare de la iepuri este același cu numărul de picioare... Înseamnă 4 segmente de iepuri. Deci ăsta e momentul pe care l-am transcris acum din observația făcută. Da? Din observația făcută, că tot timpul același număr de picioare îi fac următorul lucru. Dacă ăsta era numărul de cine? Numărul de iepuri, cum în fiecare iepuri are câte 4 picioare, numărul total de picioare de la iepuri va însemna de 4 în segmentul ăsta. Deci o dată, 2, 3, 4. Iar dacă ăsta este numărul de găini, și am spus că este dublu, numărul de picioare de la care provin la găini înseamnă segmentul ăsta încă o dată. Și acesta încă o dată ajunge exact la lungimea segmentului dinainte. Prin segmentul acesta am văzut acum numărul de picioare, număr picioare găini, iepuri acestea, da? Iepuri. Și aici este numărul de picioare găini. Cele două segmente sunt egale. În total, cât reprezintă în total? Atenție! Cât reprezintă în total? În total 50 sau 64. Da. 64 nu a problemă. În total 64. Picioare. Și fiindcă segmentele de la picioare, de la iepuri și la găini sunt egale, facem 64 împărțit la 4. De ce la 4? Pentru că... Stai. Mă-mi place. La 4. Ce obții dacă pari la 4? Zic, m-a interesat. Dacă îmi dai răspunsul corect la 64 împărțit la 4, este spectaculos. Foarte tare. De ce zici tu la 4? La ce te-ai gândit? Când ai zis că împărțim la 4? Pentru că m-am gândit că dacă... Deci... Vreau... Am avut o idee în minte și... Pe care... M-am gândit că dacă găinile au două segmente și în acel moment iepurii ar însemna 4 segmente ale găinilor, dacă vrem să facem, m-am gândit să facem împărțit la 4, pentru că două segmente din acelea micuțe înseamnă 1 și atunci ar fi 4 segmente egale. Dar eu par pe 64 la 4, cum spui. Dar ce obțin mă interesează. Dacă spui ce obțin, este minunat. 64 sunt picioarele, nu? Da. Și de ce se împart la 4? Că este bine și împărțirea asta la 4, dar ce anume obțin dacă fac împărțirea la 4? Pe 64 împărțit la 4 înseamnă că obțin niște un segment de aici. Dar care segment dacă nu împart la 4? Segmentul iepurilor. Pentru că... Pe iepurii atâta erau. Ca să obțin iepuri, la cât ar fi trebuit să împart? La cât ar trebui să împart ca să obțin iepuri? La 4. 1, 2, 3, 4. Și 1, 2, 3, 4. La 8. Păi toate picioarele
Dacă împart la 8, înseamnă că obțin segmentul ăsta. 4 de aici cu 4 de aici și dau deodată peste numărul de iepuri, deodată. N-am dreptate? A, da. Ia să vezi. Deci până aici. Deci... 1, 2, 3, 4 la iepuri și 1, 2, 3, 4 la găini. Și atunci vine în total, sunt 8 segmente de varianta asta iepuri. Și ia să vezi, 64 împărțit la 8, cât face? 8? Da, 8. 8 iepuri. Pentru că am prins deodată segmentul ăsta care mi-a indicat iepuri. N-ai înțeles aici, dar mai insist încă o dată. De ce? Unde nu ți-e clar? Hai să le luăm din nou. Facem așa, ca să fie și mai clar. Uite. Reprezentăm printr-un segment numărul de iepuri. Da? Acum, găinile câte sunt? Găinile sunt mai multe. De două ori. Adică o să pun la găini o dată și încă o dată. Ăsta înseamnă iepuri și aici ăsta înseamnă găini. Altfel spus, ar fi două segmente de iepuri. I-I. Nu? În cadrul găinilor, două segmente de I-I. Pentru a vedea numărul de picioare de la iepuri, înseamnă că trebuie să mulțesc câți iepuri sunt cu, cât, cu patru. Dacă ar fi doi iepuri, dacă ar fi doi iepuri, vine 4 ori 2. Dacă sunt 3 iepuri, 4 ori 3. Da. Și atunci, dacă ăsta e numărul de iepuri, iepuri de trezea pe segmentul ăsta, ca să văd numărul de picioare, ce trebuie să fac? Păi, ori 4. Deci, de 4 ori ăsta. Da. Deci, o dată, mai pun încă o dată, încă o dată și încă o dată. Acum, iată, în clipa asta, prin segmentul ăsta ca lungime, numărul de picioare ce provine de la iepuri. Da? Numărul de picioare ce provine de la iepuri. Iar ca să văd numărul de picioare de la găini, înseamnă că numărul de găini trebuie să-l mulțesc cu cât? Cu 2. Cu 2. Adică ăsta 8. Și încă o dată. Adică 8. Pentru că 4 ori 2, adică 4 segmente, da. Ori 2, adică segmentele... 4 segmente, pe ori total, 2, pe da. Total. Eu. Da, dar acum hai să, lungim, să da, mai lungim da. Pe asta. O dată și încă o dată, da? Și am ajuns exact la lungimea aceeași. Deci segmentul al doilea îmi indică numărul de picioare, ce provin de unde acum? Provin de la găini. De la găini. Deci numărul de picioare ce provin de la găini. Ce observăm? Că lungimea segmentului acestuia e egal cu lungimea celuilalt segment. Adică numărul de picioare de la găini e egal cu numărul de picioare de la iepuri. Și în total, în total, am aici, cum spuneam, 64 de picioare. Câte segmente am? În total. Câte segmente sunt? 8. Dar un segment de ăsta, ce reprezintă un singur segment de ăsta? Un singur segment reprezintă numărul de iepuri, adică 4 picioare. Numărul de iepuri. Un singur segment. Și dacă noi vom împărți la 8, vom afla lungimea unui segment. Deci dacă numărul total de picioare îl împărțim la 8, vom afla lungimea unui segment. Adică exact numărul de iepuri.
este spectaculos că deodată dăm peste iepuri. Deci deodată dăm peste iepuri. Și numărul pe care îl dăm trebuie să se împartă exact la 8. Nu dăm la întâmplare 60, că e o mare prostie. Deci trebuie să fie un număr care se împartă la 8. Mai înainte a fost 56, nu? 56 se împarte la 8? Nu. Cum? Nu, da. 7 ori 8. 56. Deci 56 se împarte la 8. Deci ca număr de picioare, acum am înțeles foarte bine, ca număr de picioare trebuie să indicăm tot timpul, dar tot timpul, să indicăm un multiplu de 8. Un număr care se împarte exact la 8. Ori 56, ori 64. Nu dăm 60. Nu dăm 62. Dăm un alt număr. Ca număr de picioare. 80. 128. Ia să vedem dacă 128 se împarte la 8. Deci 128 împărțit la 8. Egal cu 8 în 12 o dată. Și avem 48. Da. Și s-ar împărți pentru că le dă 6. 6 ori 48. Corect. Deci căutăm mai multipli de 8. Adică trebuie să ne gândim la numere de tipul 8, 16, 24. Și tot așa. Da, până orice număr îl indicăm noi, dar multipli de 8. Este acum, în momentul de față, momentul cel mai frumos al problemei, când ghicim că numerele acelea care sunt date de autor nu sunt la întâmplare. Aseară cât au fost dat? 400, nu? Da. În problema dată de autor, 400. Da. 400 se împarte la 8. Da. Deci nu au fost dat. 50 și 50 de iepuri. Mi-am mintit aseară că așa am zis, 50 de iepuri și dublu găinilor, 100 de găini. Perfect! Abia acum am pătruns în problemă. Nu știu cum să spun, dar sunt foarte bucuros că am început să înțeleg problema. Vezi ce se întâmplă, Daria? Eu fac efortul ăsta susținut nu pentru a rezolva problema, ci pentru a învăța să gândim problema. Deci este cel mai important lucru pe care trebuie să-l facem. Pentru că aseară n-am văzut, spun cinstit, corect, aseară n-am văzut legătura asta frumoasă și să fac prin segmente. Deci n-am văzut, dacă n-am văzut, abia acum am văzut. Și aseară am luat și cazurile și astea și am cântat-o. Da. Și am văzut că măr de iepuri eram și am împărțeam noi la 2, ca pe urmă să împărțim la 4 pe fiecare. Dar nu puteam deodată la 8. La 12, la 4. Când 4 ori 2 fac 8. Este spectaculos. Nu, mai reau o dată că îmi place așa de tare, încât vreau să-i conving pe prietenii noștri că am prins problema într-un mod spectaculos. Acum l-am dezbrăcat pe autor. Deci l-am pătrus la nivelul gândirii lui. Și am înțeles cum a făcut problema. Deci el spune așa. Numărul iepurilor... Un sfert. Nu mai spun ce mai nechine acolo. Sunt văd și aceea. Dar eu am mers de la loc încolo. Găinile sunt dublu decât numărul iepurilor. Da. Deci găinile sunt dublu numărului iepurilor. De două ori mai multe, da. De două ori mai multe. Și am notat cu albastru numărul de iepuri și cu găini, nu cu roșu aici. Ca să aflu numărul de picioare, înseamnă că numărul iepurilor înmulțesc cu 4. Corect. Și zic, o dată, de două ori, de trei ori, de patru ori. Și ăsta e numărul de picioare de la iepuri. Iar ca să aflu numărul de picioare de la găini, înseamnă că numărul găinilor, așa, înmulțesc cu 2. Și spectaculos. Se sesizez că segmentele sunt egale. Ceea ce mi s-a întâmplat tot timpul. Exact. Și acum am numărul de picioare de la iepuri. Dar ce avea 64? Așa, ați spus o altă problemă cu 64. Cu dacă 64. Cu 60 nu merge. Cu 60 nu merge? Nu. Mm-hmm. Pentru că am descoperit noi acum că trebuie să fie multiplul de 8.
Asta am descoperit când îți fii multiplu de 8, că am compus și noi probleme. Păi da, dacă am descoperit 60 nu merge, când 60 nu se bate la 8. Păi da, dar ca problema care am făcut-o noi, tu ai zis 1050 și nu mergea. Trebuia la 8 și am găsit 1060. Ăsta e spectaculos. Momentul spectaculos este acesta, da? Când se zizăm că numărul trebuie să fie multiplu de 8. 8, corect. Pentru că numai așa, și noi acum nu dăm în 12 urmă în 4, ci dăm deodată în 8. Că dacă împărțim tot numărul de picioare la 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aflăm un segment, adică aflăm numărul de iepuri deodată. Mm-hmm. Da? Numărul de iepuri deodată. Da. Iar găinile după și stătem la problemă. Da. Ce ușoară era și noi ieri ne-am chinuit jumătate. Ei, stai! Așa se întâmplă, Daria. Așa se întâmplă când ne apucăm de o problemă. Nu deodată putem ajunge acolo. Că, ca să ajungi tot mai în vârful muntelui, trebuie să o iei de la bază. De la bază, da? Și urcăm ușor, ușor și transpirăm și efort și așa mai departe. Așa și noi aici. Uite, vezi tu, eu am reluat problema. Așa că simțeam că găsesc miezul ei. Căutam să dau peste partea esențială a problemei. După ce am observat că 20, 20, 40, 40 numărul picioare este tot de la iepuri și la găină, este același lucru, atunci am zis, hai să figurez chestia asta. Iată, metoda figurativă mă ajută, ce ochiul meu vrea să perceapă asta. Și am zis, ăsta sunt iepurii, pentru a vedea numărul de picioare de la iepuri, să am 1, 2, 3, 4, de 4 ori. E corect. Și dacă numărul de găină e dublu, atunci de două ori și am ajuns. Numărul de segmentul ăsta este egal ca lungimul cu segmentul ăsta. Așa se justifică de ce rezultatul tot timpul era egal. La picioare de iepuri și picioare de găini. Și acum, dacă eu știu totalul celor 8 segmente, ce să mai stau pe gânduri? Păi nu deodată. Și am aflat lungimea unui singur segment care îmi indică numărul de iepuri. A, și atunci? Atunci putem face probleme suficient de multe. Având ca observație să indicăm multiple de 8, cum am zis aici, 8, 16, 24, și 400, autorul când a dat 400, a avut grijă să se împartă la 8. Putea să dea 408. 408. Care se împartă la 8. Dar nu ne putea să zic 402, 404, 406, 400, decât 408. Deci de la 400 la 408, urmă 416, 400. Ai dat 1050 de ani și ai văzut că n-a mers. Se împărțea la 2. E ce dai par. Sigur că da. N-a mers. Nu se împărțea la 1. Păi sigur că da. Deci nu se împarte la 8. Deci alta este problema. Dar de ce nevoie să se împarte la 8? Din asta motivul ăsta. Pentru că sunt 8 segmente egale. Așa. Care indică numărul de iepuri. Și deodată sunt 3 segmente egale. Deci împărțim la 8. La 8 deodată dăm peste numărul de iepuri. Asta este momentul. Ce ar fi trebuit, ce aș fi făcut elevul la redactarea asta? Exact ce am făcut aici. Da. Deci, reprezenta iepurii, reprezenta găinile, numărul de picioare multiplicat cu 4, numărul de picioare de imagine multiplicat cu 2, segmentele în total, număra segmentele în partea la 8, se justifică acum totul și are perfect problema rezolvată. Da? Da. Poți formula problemele acestea acum? Da. Câte vrem de multe, pentru că am înțeles miezul problemei. Da, am înțeles miezul problemei. Numărul de picioare nu la întâmplare, ci pur și simplu multipli de 8. Și bine. Acum să rezolvăm și cu... Ne ducem acolo imediat. Viața, domn profesor. Da, ne ducem și acolo imediat. Dar eu rămân fascinat de varianta asta. Și autorul nu ne dă deodată chestia asta, că numărul găinilor e dublu numărul de iepuri. E complică. Ci complică. Zice, jumătate din numărul iepurilor înseamnă o pătrime din numărul găinilor. Numărul găinilor, pentru că zice jumătate, adică asta, și tot ăsta îl împarte în patru. Și iată, obține jumătate din iepuri, este cât o pătrime din, o pătrime din găini. Așa e de drumul la problemă, ca noi să ne dăm seama exact cum urmează. Pentru că atunci multiplicăm cu 2, se întâmplă că aici să ajung la numărul de iepuri și la găini dublu, nu? Da.
Deci, cum spune el, o pătrime... Un sfert din numărul iepurilor. Un sfert din numărul iepurilor. E, nu, un sfert din numărul... Acum vă zic exact că am problema scrisă. Un sfert din numărul găinilor egal cu jumătate. Un sfert din numărul găinilor este egal cu jumătate din numărul iepurilor. Așa. Păi uite, e un sfert. Deci ce a făcut ăsta tot, care reprezentau găinile, împărțim în patru. Da, ca să aflăm. Da? Un sfert de aici este jumătate din asta. Da, adică bucățica asta e cât asta. Corect. Ei bine, noi am înțeles-o. Că mulțim cu 2, e de parcă aș spune numărul iepurilor egal cu jumătate din numărul găinilor. Da? Că mai adăugăm asta de aici și o punem aici. Da? Asta, da, exact da, așa. Da, da. Și tot acolo e. Deci, dar el ascunde, în loc să ne spună că numărul găinilor este dublu numărul iepurilor, pune varianta asta cu un sfert, ca să mă încurce. Bun. Redactarea. Eu, în fața problemei aceștia, am făcut așa. Am niște cazuri particulare. Sesizam tot timpul numărul de picioare egal. Mă întorceam în varianta asta, reprezentat segmentele, cât fiind numărul de picioare egal, și atunci rezolvarea este cât se poate de clară. De ce împar la 8 pe urmă? Se vede, am 1, 2, 3, 4, 8 segmente. 4 de la iepure și cu 4 de la găini, din cauza dublului, ajung la 8 segmente. Împar la 8 numărul total, găsesc numărul de iepuri, dublez și găinile și găsesc și rezolva problema. Da. Ăsta este drumul rapid. Dar, atenție, ca să ajungem aici, numai după ce facem datonarea asta. Că elevul, nici adultul, nu prinde deodată problema. Da, bineînțeles. Da? Noi am făcut aseară ce? Asta și cu asta. Și nu ne-am mai dus să mulțim de... Ce era? Era un pas, era. Să mulțim de 4 ori la picioare, că picioarele aveam. Aveam numărul de picioare, ce mai treabă? Și de 2 ori asta și atunci tot era clar. Problema, nu mai trebuia să facem datorările acestea. Deci mergeam pe firul scurt, să zicem, al raționamentului, direct. Și acum să ne ducem la... Am vrut să fac și încă o precizare aici. Vedeți, în toate problemele care le-am dat noi, am făcut de fiecare dată precizare. Sunt atâtea capete. Aici nu. De data asta autorul lui de numărul de capete, dă o relație între capete. Atenție, dă o relație între capete. Numărul iepurilor este jumătate din numărul găinilor. Practic, tot aici. Tot o relație aici între capete. Tot aceea. E modelul același, dar numai că nu ne indică numărul fix. Exact. Da, nu ne indică numărul fix de capete. Ci, pur și simplu, dă un joc între cele două numere. Da? Un joc, o legătură, e dublu celuilalt. Da, dar tot la picioare egal. Picioarele nu, picioarele sunt, dar din clipa asta când dă relația între capete, dând-o în varianta asta dublă, hai să ne gândim la o problemă care spune așa, e triplă. Deci numărul de găini este de 3 ori mai mare decât numărul iepurilor. Să vedem ce problemă frumoasă apare acum. Și atunci trebuie dat numărul de picioare. Sigur că dar atunci am făcut la segmente. Tu m-am vorbit mai devreme că nu vine să părăsesc o problemă până când o tot desfac. Și acum să facem cu segmente, da? Zicem așa. Să vedeți dacă trebuie să împărțim. Este spectaculos acum ce facem. De aia nu mă las bătut. Dăm numărul găinilor? De 3 ori cât numărul iepurilor. Deci dăm așa, numărul găinilor de 3 ori cât numărul iepurilor. Bag numărul de picioare? Sigur că și dăm alt număr de picioare. Și dar după nevoie, să vedem fără capete. Tot în legătură, tot pe scheletul problemei acestea. Uh-huh. Deci vrem să... Păi așa prin segmente și o să ne fie mai așa prin segmente aici. Dar hai cu mine, vin lângă mine că avansăm în problemă foarte tare. Foarte frumoasă problemă. O facem din ce în ce mai frumoasă. Vreau să descoperi gustul acesta ne compune probleme. Deșurubăm problema complet, vedem în dechisurile și facem alte probleme noi. Pe scheletul ideii autorului. Dar noi luăm așa acum. Iepuri atâta. Da? Iepuri atâta. Găinile de 3 ori mai mult. 1, 2, de 3 ori.
Numărul de picioare, ce va trebui să fac la numărul de picioare? Păi ar trebui... De patru ori să iau, nu? Că numărul de picioare asta înseamnă. 1, 2, 3, 4. Și am terminat cu picioare la găini. De la iepuri. La găini trebuie să iau de două ori asta. Deci, adică să iau... 1, 2, 3. Câți segmente am obținut? Păi... 10. Oh. Da? 4 și cu 6, 10. Așa trebuie să dăm multipli de 10. Multipli de 10. Adică putem să dăm și 100. Putem să dăm și 100 și 1000. Și 110, și 120, 130. Deci multipli de 10, da? De 10 ai zis. Neapărat multipli de 10. Numai așa. Dacă dai orice alt multiplu fără să fii multipli de 10, nu este problemă. Deci, vedeți? Și acum numărul acela trebuie să-l împărțim la 10 și să găsim un singur segment și totul merge perfect. Corect. Corect. Dacă le dați de 4 ori mai mult. De 4 ori. Hai să vedem dacă dăm de 4 ori. La 12. Da, da. Așa. Deci vine 1. Atunci luăm de 2, 3, 4 pentru... Acum egale și încă, da. Încă un. Și aici, pentru cine asta? De 4 ori mai mult, aia e cum ai zis. Aici e 4. Asta de care de 2 ori mai mult. Și 2 ori mai multe și atunci 4 ori, 3, 12. Crește cu 2, pentru că se adaugă doar, se adaugă o găină și un... Păi dacă e dublu, normal că găinile două segmente tot timpul, da, în plus. Da. Două segmente tot timpul în plus. Și așa am înțeles acum că numărul de picioare dat în funcție de raportul care, în care se află iepurii cu găinile. Da, așa fac. Da? Numărul de picioare nu-i dat la întâmplare, ci în funcție de raportul care se află. Dacă spun de 3 ori mai multe găini decât iepuri, trebuie să dau un multiplu de 10. Dacă spun de 4 ori mai mult decât găinile sunt de 4 ori mai mult decât iepurii, atunci trebuie să dau un multiplu de 12 la picioare ca să fie treaba bună. Da. Da? Deci asta da. Este lucrul pe care l-am pus la mână. Și a fi deodată iepurii. Și a fi deodată iepurii. Și apoi faci și iepurii ori. Și găinile dublezi sau triplezi. Nu mai faci ori 4. Și aia fac iepurii. Găinile dublezi numărul. Dublez sau le triplez sau depinde... Sau ce ai ieșit în funcție de cine le am. Eu mă gândeam la o variantă mai greu. Să fac 8 ori numărul care mi-a dat ori 4. Păi și numărul de picioare minus. Păi ai iepuri fată. Dar te duceai pe ocolite. Da. Ea spunea, numărul de iepuri ori 4 scade din totalul picioarelor. Așa și în parte. Adică este scărpinatul la urechea stângă cu mâna dreaptă. Corect. Da? Așa. Ai iepuri, gata, găinile dublu, ce să mai? Și 8 iepuri, 16 găini, ce să mai discutăm? Sigur că repede merge. Deci, haideți să ne întoarcem, să fixăm bine problema. Deci, în problema clasică, autorul fixa exact numărul de capete. În aceea care, da. Da, în clasica care o știam noi. În problema aici modificată, da. O face mai frumoasă, pentru că dă un raport între capete. Adică un raport în sensul că numărul de găini față de numărul de iepuri se află în raportul acela, de două ori găini. 1 la 2. 1 la 2 sau 2 sau 1 la 3 sau știu exact. ce raport. Exact. Și le dă doar numărul de picioare. Deci anulează ăsta, renunță la precizarea clară a numărului de capete și dă un raport. Și de acolo noi ne... Și raportul ăla, dacă în loc să dea, cum a fost mai înainte, 1 pe... 2. De 2 pe 4. Ce înseamnă 1 pe 2? 1 pe 2 adică de 2 ori găinile. Un iepuri. O face un iepuri, da? De 2 ori găinile, da. Numărul de găini e egal cu 1 iepuri. Și 2 pe 4, el amplifică aici cu 2 și face, de aia spune, un sfert exact. Comparat cu jumătate. Sfertul cu jumătate. Sau poate spune 3 pe 6. O șesime și o treime compară. Ca-i tot 1 pe 2 ceva. Deci, ca să ascundă. Practic atâta faci, mișcarea asta. Exact. Aici complic un pic ca să vadă, știu ei. Sigur că da. Să prind ei. Să prind că 2 pe treime înseamnă o doime. Exact. Sau 3 și o treime înseamnă tot o doime. Da. Să asta prind ei. Asta a fost vadă. Chestia asta. Iată că lucruri care se fac banale la clasă, când spunem că o doime, o jumătate măr, înseamnă, de fapt, două pătrimi, două sferturi.
dacă eu un măr și-l dau în două și aceeași măr îl dau în patru, două sferturi înseamnă jumătate de măr. Corect. Deci două de sferturi. Deci voi așa o învățați fracții, mami. Da? Sigur că da. Aveți da. Cum. Deci să par... Avem cum? Adică ca să înțelegeți, asta vreau. Se înseamnă o jumătate. Exact, un sfert. Dintr-un, o jumătate, adică dintr-un măr jumătate. Deci un sfert înseamnă că mărul dai în patru și dai asta înseamnă sfertul. Deci, la nivelul clasei a patra, la sfârșit, autorul, problemele acestea, a probat foarte bine niște lucruri. Deci, problema se face, se vrea o problemă deșteaptă, interesant. Și acum să ne întoarcem la problema de înainte, când a fost dat în autor, de autor, 400. Și facem 400 împărțit la 8. Dacă le luăm după segmente, da. Le dă 50 de iepuri pe 100 de găini. Așa. Și atunci, putem să rezolvăm foarte ușor pe B. Da. Imaginăm că toți sunt iepuri sau găini. Facem 12 sau 10 ori 4 sau 2. Facem numărul de bani minus acela și ne dăm. Deci problema a devenit simplă din momentul în care a fost pornită acolo, da? De acolo a fost simplă. Hai să vedem punctul B. Deci, punctul B. Știm acum de la punctul A că sunt... Mama, mai spune odată punctul B. Punctul B, dacă fermierul vinde 30 de capete... Deci, 30 de capete. Da. Cu 10 lei o găină și 12 lei un iepure. 10 lei. O găină și 12 lei un iepure. Mă dictez eu după domnul profesor. Obținând deci, 322 de lei. În curte. De. Două puncte. Sunt 50 de iepuri. Iepuri și 100 de găini. 100 găini. În curte. Bun. E, vă dictez, domnul profesor? Da. Deci, 30 de capete. Vinde. 30 de capete. 30 de capete. Cu 10 lei o găină. Da. Și 12 lei. 10 lei. Iepure. Găina. Și 12 lei. Iepurele. Iepurele. Și obține suma de? 322 de lei. 322 de lei. Lei. Suma. Da. Da. Cât au rămas în curte? Păi putem să ne imaginăm că toți ar fi iepuri. Și facem 12 ori 4, mă scuz, da, 12 ori 4, pentru că atâtea picioare are. Deci dacă, stai cu picioarele, am terminat-o. Acum avem problema de aici încolo. Păi da. 12, nu sta. Deci facem 322 împărțit la 12 ca să aflăm câți iepuri avem doi și numărul restul care ne-ar da. Nu că știm că 30 de capete am. Păi să presupunem că toate sunt găini, na. Nu, iepuri. Iepuri. Păi deci, facem 322. Nu 322, să presupunem că toate cele 30 de capete pe care le vinde ar fi fost găini. Iepuri, sau iepuri, ce vrei tu, mai? Iepuri, hai să zicem așa. Cum pe un singur iepure ia 12 găini, pe toți cei 30 ar lua de 30 ori 2. Deci 12. Deci suma este, suma obținută ar fi egal, ies ar fi egal cu 30 da. Ori 12 și face cât? 360. 360, da? 3 ori 2, 6, 3 ori 3, 360, nu 306. 360 lei. Asta ar fi suma. Dar noi, el n-a avut noi 360 de lei. Avem 322 de lei și atunci facem 360 minus 322. Care ne dă 38. Deci, ne dă 38 de lei. Lei în plus, nu? Da. 38 de lei și atunci lei în plus. Acei 38 de lei împărțim la 2, adică 12 minus 10. Deci, ca să vedem diferența, de unde provine diferența asta, da? Dacă ar fi fost
12 și 8. Am fi făcut diferența între 12 și 8 și am fi împărțit la 4. Da, da. Deci 31. Deci eu facem 12 că minus... Minus 10. 10 egal cu care 2. 2, da. Și facem, apoi facem 38 împărțit la 12. Împărțit la? 2. La 2. Scuzați. Și egal cu? Și atunci este egal cu 2 intră o dată în 3 și îți dă 19. Ce reprezintă 19? 19 reprezintă câte găini a adus. Câte găini a vândut. 19 reprezintă... În cele 30 de capete, 19 sunt... Da, 19 sunt găini. Găini, da. Aia prea în prima fază că sunt găini. Și atunci facem, ca să aflăm iepurii, facem 30 minus 19, care ne dă 11 iepuri. Și ca să aflăm, câte animale... O secundă, să facem proba. Da. Păi facem... 19 ori 2, deci ori 10, mă scuzați. 19 ori 10 este egal cu 190. 11. 11 ori, cât, 11 ori 4. 11 ori 4? Păi, da. Nu. 11 ori 12, mă scuzați. Așa. Ori 12, deci eu nu am făcut asta, deci o să fac distributivitate, așa să fac 10 ori 10, 100 plus 2. Și de unde îți faci distributivitate? Stai să înțeleg și păi, pentru că ne dă 190 plus deci 11 ori 12 și... 190, facem mulțirea cu alte cuvinte, facem ordinea... Plus 11 ori 12 și... Faci 132, parcă? Da, 132. Egal cu 322. 322 este suma totală. Am lucrat foarte, foarte corect. Deci, iată că am aflat exact numărul de găini și de iepuri pe care i-a vândut. Și în felul ăsta putem scădea din, în curte, rămân. A, păi facem 50 de iepuri minus 11. Da, 50 care ne dă... 39 de iepuri rămași. Și apoi 100 iepuri rămași. Și apoi 100 minus 19, care am avea stat 2 secunde, 81 de găini rămași. 81 de găini rămași. Da. Daria, am încheiat problema asta. Da. Înseamnă că acum tu și cu prietenii noștri care vor viziona filmul, da, vor înțelege că au posibilitatea să formuleze problemele acestea oricât de multe vor ei, dând corect, formulând corect numărul de picioare. Să țină cont și ei acolo, funcție de raportul care există între găini și iepuri, vor fixa numărul de picioare, fie multiplu de 8, fie multiplu de 10, fie multiplu de 12, cum am văzut luând raportul acela cu o treime, o doime mai întâi, o treime sau o pătrime găini iepuri în raportul ăsta făduse. Și atunci, toată problema este la îndemână din clipa în care s-a descoperit exact numărul de găini și iepuri, partea a doua problemă este subînțeleasă, este simplu, nu este... un model clasic. Numărul total de capete, ne întoarcem problema care știm exact. Numărul total de capete și cum da, am vorbit, problema devine ușoară. Așa, dar chem aici problema aceasta. Cred că am dezbătut-o foarte bine. Cred că acum am înțeles-o. Cred că am înțeles-o și... foarte mult problema aceasta. Da? De exemplu, noi am dezbătut-o acum în câteva minute și așa și atunci... Da, tot după ce ne-am gândit. Da, tot după ce ne-am gândit așa profund. Și atunci am dezbătut-o într-o oră... Iată, da. Tu remarci un lucru aici. Dar atunci scoți în evidență faptul că problema a fost de un grad de dificultate destul de mare. Mare și acum pentru... mi se pare așa de ușor. Da. Abia când am înțeles, făcut da, segmentele acestea și am figurat, iată, metoda figurativă este foarte importantă, da? Ai desenul în față și parcă ți se tot așa mai clar.
Încă ceva de reținut, Daria. Atunci când te afli într-o problemă și începi să desurbezi, cazurile pe care le-am parcurs ne-a condus spre ideea figurării acelea. Tu câștigi foarte bine în punctaj dacă și analizezi cazurile acelea. Deci ca un ca elev acolo, candidat sau concurent, să zic așa, în clipa în care analizezi câteva cazuri, se vede și îi transmis corectorului, gândești frumos. Îi place lui așa să constate că tu, chiar dacă n-ai finalizat, n-ai adus până la capăt, dar ai pornit pe problemă, ți-ai surprins niște situații, ai sesizat că te apropii de numărul acela corect, chiar dacă tu nu prinzi esențialul când pas la 8, că esențialul al problemei asta se vrea să pas la 8. Și chiar dacă mergi pe varianta că împarți întâi la 12, aceea la 4, sigur că da, e același lucru. Da. Pentru că, de exemplu, dacă împarți la 4, eu zic că la 2 și apoi la 4, eu zic că ar fi mai bine. Ar fi mai bine. Este același lucru. Arăți cum ai făcut. Dacă pui împărți la 8, atunci faci 4 ori 2. Este exact același lucru. E mai ușor. Și de ce la matematică rămânem tot timpul cu gândul că poate găsim o idee și mai frumoasă. Deci nu ne despărțim de o problemă în scurt. Iată, dacă noi rămâneam la ideea că împărțim la 2, împărțim la 2, din simțul practic, și când împărțim la 4 și cealaltă la 2, noi am găsit o metodă și mai simplă, și mai rapidă. Nu e o metodă, este un drum mai scurt, dar incorporează aceeași idee de lucru. Da. Da? În 10 minute vin cei de-a 7-a, domn profesor. Facem ceva scurt? Hai să facem ceva. A, domn profesor, știți? Dar s-a terminat ora? Da, s-a dus, tot dus, da? Și cred că s-a decuplat să segmentare. Domn profesor, știți, la școală am început să facem problemele acestea cu metoda... Falsă ipoteză. Da, metoda falsă.